Da, în primul rând e o victorie. Ne bucurăm că reușim să păstrăm sau să mergem pe drumul bun de până acum. Am luat din nou 3 puncte, ne bucurăm de acest lucru și sper să continuăm pe acest drum. Spune-ne despre faza golului. A fost intenția ta să dai cu abdomenul sau cum a fost? Păi era singura soluție pentru că mi-a sărit exact în abdomen și a fost o decizie de moment. Inspirată, zic eu. Se poate vorbi despre cel mai norocos gol pe care l-ai dat vreodată? Cred că da. N-am mai marcat așa, dar niciodată nu e prea târziu. Mă bucur că am reușit să marchez. În primul rând mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și suntem fericiți. Ușor, în fiecare etapă, când joci acasă, ești aclamat de public și ajungi în fața lor. Da, mă bucur că reușesc să-i fac fericiți, să-i facem fericiți prin rezultatele noastre bune, prin jocul nostru și sperăm să o ținem tot așa. În acest moment v-a plas pe locul 3. Cum este pentru voi, ținând cont și de problemele financiare pe care le traversați acum? Cum vă motivați? Cu siguranță nu cred că se aștepta multă lume să avem un parcurs atât de bun, să zic. Cu toate că încă sunt probleme financiare, încercăm să rămânem motivați, să muncim în fiecare zi. Facem abstracție de problemele din afara vestiarului, să zic așa. Eu zic că formăm un grup bun, suntem un vestiar unit și cred că ăsta e rodul rezultatelor. Dar cum ați perceput voi semnalul de alarmă tras de Gabi Tamaș? V-ați bucurat că a fost cineva care să iasă în față și să... Da, Gabi e un lider, nu numai prin vârsta pe care o are, dar și prin jocul lui. Suntem toți alături de el, suntem toți în aceeași situație și ne bucurăm că s-a rezolvat o mică parte din probleme. Sperăm să se rezolve cât de curând toate. Situația lui care? În glumă, mai în serios, chiar vă gândiți să ocupați unul în primele 6 locuri în ăsta? Sincer, eu zic să luăm pas cu pas, să luăm meci cu meci, să adunăm puncte și vedem la final. Nu pot să zic acum, pentru că suntem o echipă nouă promovată, să nu uităm asta, dar cu jucători cu experiență și încercăm să facem rezultate bune. Păi chiar am dat cu Buricu, da, ce să zic. Congrats, how was the game going? Well, it was a very good game for me. Not only for me, for the team as a whole. And I'm very happy for the 3 points. That's the most important thing. Assist and the goal for you today, how do you feel? I feel very good, I feel happy. I know Tiku was going to cross and I studied him because in training he always crossed in the second bar and I just went for the ball and assisted Jiku. The atmosphere? Oh, the atmosphere is always fantastic here, you know, in Petrolu. And I want the fans to continue like this, you know. Do you feel in some way financial problems? Well, I'm not going to lie, yes, we're feeling some financial problems, but this we hope, I pray, a sponsor come, you know. So if you know any sponsor, Petrolu needs a sponsor. You receive some money and yeah. Of course, we received some money like 3 days ago. Yeah, but still, that's not enough. We still need some. It was something. Just one shot. Yeah. But I hope in the next few weeks everything gonna be okay. Un meci greu. Ne așteptam la acest meci greu. Știam că este o echipă în formă, Petrolu. Din păcate nu ne-am prezentat cel mai bine astăzi, n-am avut agresivitate, n-am avut determinare mai mare, ei au fost, cred că a fost echipa mai bună astăzi, cei de la Petrolul, felicit pentru victorie, până la urmă își merită poziția din clasament. Amintiri frumoase de la Ploiești? Da, amintiri foarte frumoase de la Ploiești, atmosferă frumoasă, stadion frumos, publicul. Întotdeauna mi-a făcut plăcere, am fost aici și chiar am rămas cu amintiri foarte plăcute. Sunt bucuros, sunt fericit, nici nu știu cum să o zic. Mare lucru n-am ce să spun. Îmi pare rău pentru golul primit în final, pentru că fără golul ăsta am fi făcut un meci aproape perfect. A fost într-adevăr cel mai bun meci al Petrolului de până acum?
Așa pare la cald, o să-l revăd în noaptea asta, mâine, și o să putem să vorbim mai multe. Așa mi s-a părut, am făcut un joc destul de consistent, ne-am apărat foarte bine, cu excepția fazei din final, și am marcat și am avut șanse să marcăm mai multe decât de obicei. Avem un vârf de atac titular? Ați văzut că jucăm cu doi atacanți, deci unul din cei doi atacanți, probabil dacă e sănătos, la următorul meci va fi Robiso. Asta nu va fi o mare problemă, pentru că sunt meciuri suficiente pentru toată lumea. Referitor la golul primit, când spre final, când a fost 5-4-1, după cum v-aia Mateas mai mult spre noi? Da, nu știu, probabil m-am grăbit un pic cu schimbările, am vrut să dau minute și la jucători care au jucat mai puțin, da, una peste alta a ieșit bine. Da, da. Nu. Și cu ei la fel, o grămadă de ocazii. Bine, și alea de le-am câștigat cu 1-0 tot așa, probabil trebuie, așa trebuie să fie, nu? Ca să fie și un pic de suspans. Cum putem caracteriza evoluția lui Cuj? V-am spus, la cald acum pot să spun că a jucat foarte bine. Deci așa am văzut-o. Lucrăm și tehnic, și tactic, și fizic, le lucrăm pe toate, încercăm să le acoperim pe toate. A fost de două ori la faze fixe, a mai avut una, da. Nașu și cu Finul, sâmbătă. Nașu și cu Finul la Liga 1. Mă bucur că mă întâlnesc cu el și la Liga 1, pentru că la început de sezon puțini erau care ne-ar fi văzut să ajungem până în momentul ăsta cu echipele, și el cu problemele lui și noi cu problemele lor, el cu o echipă cu un joc apreciat, noi cu o echipă cu un joc nu foarte apreciat, dar care face puncte, vom vedea ce va fi. Pentru mine va fi o bucurie să revăd la Liga 1 și cred că și pentru el. Mergem să nu luăm gol, vedem dacă putem să dăm unul. Mă-l dă? Nu. Mai rău ca tine? Ce, eu sunt supărăcios? Nu, ne știm de prea multă vreme, v-am spus, nu o să ne certăm niciodată din cauza fotbalului și din cauza la nimic. Familiile noastre sunt apropiate, i-am botezat copiii noștri sunt apropiați, deci nu o să se pună niciodată problema să ne certăm din cauza fotbalului.